Imitatio Christi, cartea a treia, capitolul 28. Împotriva limbilor clevetitoare. Fiul meu, nu pune la inimă dacă unii au despre tine păreri rele sau dacă vorbesc despre tine așa cum nu-ți place. Se cuvine să ai tu însuți despre tine o părere și mai rea, socotindu-te mai plin de scăderi și de metehne decât toți ceilalți. Ducând o viață lăuntrică, prea puțin o să-ți pese de vorbele aruncate în vânt, căci nu mică-i cumințenia celui ce știe să tacă la vreme rea și de amărăciune, întorcându-și atunci inima către mine, fără să se sinchisească și fără să se lase tulburat de judecățile oamenilor. Pacea sufletului tău să nu depindă de gura lumii și dacă te-ar vorbi de bine și dacă te-ar vorbi de rău, tu tot același om rămâi fără nicio schimbare. Unde e adevărata pace și unde e adevărata glorie? Oare nu la mine se găsesc acestea? Tocmai de aceea, cel ce nu ține să facă pe plac oamenilor, nici nu se teme de a le displace, acela se va bucura de multă pace. Într-adevăr, din iubirea fără frâu și din teama fără rost, se naște toată tulburarea și frământarea inimii omenești și toată buimăcirea minții.